Salut și bine ne-am regăsit la un nou anunț și în acest anunț vreau să vă spun o chestie. Azi m-am reuitat la videoclipurile alea cu videoclipurile cu mituri și legende și deja am filmat nașpa și eram la început și aveam vreo 7 abonați. Nu știu, mi-au plăcut așa mult și îmi pare rău că nu mai este vară. Îmi pare rău că nu mai avem vacanță și că nu mai pot să filmez mituri și legende. Îmi pare foarte rău. Pentru că, nu știu, m-am uitat la ele și eram așa, era super fain. Acum m-am obișnuit cu YouTube-ul, nu mai sunt cum eram atunci a mea. Adică, nu știu, mi-a plăcut și vreau așa. Cei care știți mituri și eu am deja un mit pregătit care va fi puțin cam de tot. Deci ies un magazin cu lacăt, am spart ușa ceva de genul și vom intra acolo și o să vedem ce se întâmplă, ce este, să investigăm. Da, vom investiga. Să sperăm că mai e ușa deschisă, că am deschis-o de vreo două ori până la o dată, au sudat-o și tot am deschis-o o dată, i-au pus altă clanță, alt butuc, mă rog. Și vom merge acolo și vom filma și vom încerca să facem tot ce se poate. Și toți cei care știți mituri și legende, vă rog eu frumos să ne spuneți, pentru că acum că vom filma mult mai bine și vom avea un cameraman, va fi totul foarte bine și... Nu știu, îmi plac miturile și legendele și o să mai facem, pentru că s-au strâns destul de multe vizionări și am văzut că avem și like-uri, așa că o să continuăm cu mituri și legende și vă rog să ne spuneți mituri și legende. M-am uitat la ceva? Așa, deci, cam asta a fost un anunț despre mituri și legende. Dar vă rog, eu frumos, să le lăsați în comentarii. Miturile și legendele vor fi făcute cu prieteni de-ai mei, veri și toate chestii. Va fi super fain. Și sperăm să dați like și să vă placă. Dar am să fac doar, cred că, sâmbătă și duminică, dacă este vremea bună. Pentru că... În rest, prietenii mei sunt în clasa 5-a și ei nu au vacanță în săptămâna asta și vremea e cam nașpa, dar o să facem sâmbătă și duminică mituri și legende. Deci, pentru toți cei care se uită și știu mituri și legende din orașul Adjud, care sunt aproape de parcul gării, să ni le zică, pentru că noi o să le investigăm și să mai investigăm toate miturile și vom intra în casa aia arsă, pentru că am lovit toate buruienile și am făcut loc. Deci, speră să vă placă și toate cele. Cu a fost Albe și vă pup, pa!